Băiețelul de 2 ani din Botoșani a fost găsit afăr după 25 de ore de căutări. Copilul a mers mai bine de 4 km prin pădure și a stat o zi și o noapte printre sălbăticiuni. Salvatorii l-au găsit epuizat sub un copac. Mobilizarea de forțe a fost impresionantă. Aproape 400 de oameni, câini de urmă, elicoptere și un avion de mici dimensiuni l-au căutat pe Arian. Vă avertizăm că urmează detalii cu puternic impact emoțional. Ce face Arian? Era un lup. Era un lup? Da. Mare sau mic? Nu, da, mare. Mare? Dar unde ai fost, știi? Am dat picioare. Nici n-am cuvinte de bucurie, cum pot să exprim. După 25 de ore de căutări dramatice, băiețelul de 2 ani a fost găsit. Uite afară? Unde? Nu vă pot exprima în cuvinte, sunt emoționat. Arian era desculț și ud până la piele, aproape înghețat. Doi dintre cei trei polițiști care l-au găsit au venit special de acasă la căutări în ziua lor liberă. Nu și-au putut stăpâni lacrimile în fața miracolului de a descoperi copilul în viață. Era lângă un copac, sprijinit de un copac între vreascuri uscate, obosit, dar a avut totuși puterea să strige la noi. O bucurie nedescris stăm de ieri. Arian a petrecut o noapte în pădure la minus 5 grade Celsius și a petrecut și toată ziua de ieri în lapoviță și ploi în pragul hipotermiei. Pe lângă sălbăticiunile din pădure, frigul de peste noapte a fost principala temere a celor care l-au căutat. Au mers pe urmele lui după ce o cameră de supraveghere din zona cantonului Silvic l-a surprins mergând hotărât spre pădure. Plângea și o striga pe mama lui. La mai bine de 4 km din acest punct, în apropierea mănăstirii Sihăstria Voronei, copilul n-a mai avut putere să meargă. Norocul lui probabil că a stat sub copac și ăsta l-a dus, că dacă stătea în câmp deschis, poate era altfel. Părinții lui Arian lucrează în Anglia și s-au întors de urgență în țară. În stare de șoc au participat la căutări și s-au rugat. Tatăl său, de origine pakistaneză, a îngenunchiat la aflarea veștii că fiul său este teafăr. Thank you so much, Romania! Mulțumesc, Romania! Mulțumesc, Tudara! For all you! Your son will be alive? Yes, I was expecting, I was have that feeling, I'm father, I was expecting. God is give me and God gonna give me back. Aproape 400 de oameni s-au mobilizat pentru găsirea copilului de 2 ani, printre care forțe de ordine din 5 județe cu câini de căutare, salvare și 2 șenilate. Înapoi! Mergeți-l în capul la linia asta, așa! Au fost angrenate peste 200 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne, 180 de civili, care ne-au sprijinit într-un efort de peste 24 de ore și au fost verificați și cercetați peste 800 de kilometri pătrați. Pădurea Tudora este uriașă, cu o vegetație bogată și plină de zone abrupte. Pentru a fi eficient, salvatorii au avut în ajutor 2 elicoptere și un avion de mici dimensiuni. Arian a dispărut de sub ochii bunicii. Erau împreună în vizită la vecini, iar micuțul se juca în fața curții. Acolo, acolo, iar l-am luat în casă, când l-am luat în casă, iar m-a dispărut. Anul trecut au fost raportați peste 7500 de copii dispăruți. Șansele de găsire a unui minor pierdut scad dramatic după o zi, iar la 48 de ore, șansa de a fi găsit în viață tinde spre zero. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.